Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Degustări la cuțite se trăiesc la fel de intens precum cele de început. Dacă nu ne credeți, luați de vedeți. Ce faci, Marius? Cum ești? Bine fac, am emoții. Mari? Foarte mari. N-am apărut niciodată la televizor, în primul rând. Dar având în vedere că e pasiunea mea, probabil că chiar în momentul în care o să gătesc, o să fiu destins. Ce te ocupi? Sunt polițist de penitenciare, la penitenciarul Deva. Amândoi, el e colegul meu. Colegi. Se vede. La penitenciar aș putea spune că este puțin legat de bucătărie, pentru că lucrez în blocul alimentar, am o echipă de deținuți care fac mâncare pentru tot între colectivul de deținuți din penitenciar. Salar destul de bun pentru orașul Deva și am zis să încerc. Pentru că înainte să merg la penitenciar am lucrat vreo 8 ani de zile ca barman și nu se câștiga foarte bine. Să lucrez în bloc alimentar e simplu pentru că sunt pasionat de bucătărie și să lucrez cu deținuți nu e chiar foarte simplu, dar îmi place ce am ales să fac și îmi dau interesul. Eu efectiv nu gătesc. Eu mai le dau dispoziții, gust mâncarea când e gata, o împart pe secții. Deținuții care ajung la blocul alimentar, în primul rând, sunt selectați printr-o comisie de muncă. Sunt selectați să fie cuminți, să nu aibă probleme psihice. Și da, sunt bucuroși pentru că lucrează în blocul alimentar, pentru că ei sunt recompensați. Adică în comisia de liberare condiționată câștigă zile pentru că lucrează în blocul alimentar. Iar la comisia de liberare condiționată, zilele alea câștig, ajung mai repede acasă la familie. Și atunci și eu, ca supraveghetor, am un control mai bun asupra lor, pentru că ei sunt cuminți, vor să ajungă acasă. Da, au voie cu cuțite, dar le dau pe semnătură și consemnez într-un registru special desemnat. Am avut, da, amenințări de la deținuți. Am prins chiar și o mini-revoltă, să zic așa, unde a trebuit să acționăm foarte repede. Deținuți care le-am făcut raport de incident și m-au dat în judecată. A trebuit să merg la procuror, la declarații. Deci tot timpul eu am acționat conform legii și nu am avut probleme. Cel mai mult gătesc tradițional, dar în ultima vreme am încercat să diversific, să fac câte ceva și din bucătăria asiatică și din bucătăria tailandeză. Eu gătesc foarte mult pentru prieteni, pentru familie și tot mi-au zis de ceva timp încoace să vin la o emisiune gen Șef la cuțite. Am zis, hai totuși să încerc, pentru că în anturajul meu gustul îmi este apreciat și am zis să încerc să văd dacă și șefii mi-l apreciază. Am decis să vin cu această rețetă, deoarece este un preparat pe care eu îl fac destul de des. Chili con carne, montat în vânătă. Vânăta o să o coc puțin la cuptor. La partea de plating nu mă prea descurc, dar o să-mi dau tot interesul. Am pus ceapa la călit, usturoiul zdrobit și tocat mărunt, ardei capia, călesc carnea undeva în jur de 15 minute și iar la final ingredientul secret, ciocolata măruie, minim 60% cacao. Emoții mari pentru Marius, care are nevoie de un pic de intimitate. Nu mai bine să dăm treze, căci are multe emoții. Să sperăm că asta l-ajută să facă ceva bun. Pentru cine am gătit până acum cu chili con carne cu ciocolată, n-a simțit aroma de ciocolată în chili con carne. Sunt curios dacă șefii o să o simtă. Dă și un gust specific, dar leagă puțin sosul, adică zeama aia din chili con carne o leagă, o face ca un sos așa cremos. Sper să-i curceresc cu gustul, dacă nu cu platingul. O să fie desert. O să fie un dezastru. Iuri! Mamă! Mirosul! Stai! Bă, miroase a vânătă cu apă. Da, bă, și cu carne, bă. Bă, da. Dar loc. E man baialdă. Dar nu e man baialdă, care are fasole și porumb. E un fel de... Dar stai, că are și parmezan. Are fasole sau merișoare, bă. Chili con carne. Nu e, bă. Fasole roșie. Porumb, merișoare? A, nu-i fasole, mă! Băi, puneți ochelari, mă! Lasă-le, ce ai cu mine? Dacă zic porumb, fasole, are... e chili con carne. A, ce tare! Și el e pasionat de așa ceva? Foarte, da. Zici că a gătit cu apă de trandafiri. Nu le place. Mileu de parmezan, nu-ți place? Asta după gust îmi dă senzația că ar fi un chili con carne. Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie, numai că nu e...
Nu e iute ca un deloc? Chili. Da, și uite-te și tu, dar vânăta asta nu e... Și are acest parmezan și n-am văzut niciodată vânătă în situația asta. E altceva. E o abordare așa. Asta să... zic și eu. Chiar gătește foarte bine. Ar putea să fie un marinar. Marinar? Da. Marinar, de ce? Pe vasele de croazieră te tot oprești prin Mexic, prin peste da, așa. Da, da, da. Și acolo întâlnești tot felul de combinații de cine. De aici și mileu da. De parmezan. Și... Auzi, dar voi pe barca aia de croazieră dădeați jumătăți de nu. Vinete crude? Nu. A văzut un pic cuptor. În poză? A scobit-o mișto. Da, foarte. Mamă, ce mă fac de râs. Poate vă surprind, dar mi-a plăcut Ciuliu, vorbesc serios, chiar mi-a plăcut, foarte gustos. Unde vrea el să ajungă cu emisiunea asta, cu participarea asta? Cât de important nu știu, e pentru el? Nu știu, dar el zice că nu e foarte, dar îi. Bună seara, șef. Bună seara. Mă numesc Marius, am 32 de ani și sunt din Deva. Și ce faci tu în Deva, Marius? Lucrez la penitenciarul Deva, sunt polițist de penitenciare. Oh, a, da? Da. Da. Ești bucătar, că ai văzut asta de bucătare. Nu, bucătar, nu sunt bucătar. Bucătăria e o pasiune, unică am luat-o, am avut eu așa fluturi. Ce face un polițist de penitenciar la penitenciar? Eu lucrez în blocul alimentar. Deci am, într-un fel, legătură cu bucătăria. A, ce tare! Tu unde lucrezi? Supraveghetor pe secția de deținere. Dar se gătește industrial, în cazane industriale de 500 de litri pentru întreg colectivul de deținuți. Și cine gătește? Deținuții. Am o echipă de deținuți pe care o coordonez. Deci ai putea să spui că ești șef bucătar la cantina... Nu sunt șef bucătar, sunt supraveghetor. Nu eu gătesc, eu doar la sfârșit, când e gata mâncarea, gust, supraveghez activitatea. Adică ofițerul de serviciu pe bucătărie era... Da, supraveghetor, bloc alimentar, deci, așa se și numește. Ai grijă de deținut să gătească, asta e treaba ta. Dacă mai fură deținuții având cuțit de pe la bucătărie pe acolo? Nu au. Am văzut filme mult eu. Sunt filme. Noi, viața nu e ca filme. Și acolo e departe de film. Deci nu, acum să fure pentru că toate numărate și... Și ce se gătește în această cantină? Dimineața de obicei au ceai, biscuiți, salam, brânză. Acum vă zic așa în mare cam ce au de obicei. La amiază au ciorbă și felul 2, supă de paste, ciorbă de cartofi, ciorbă de fasole. În funcție de meniu, în fiecare zi e alt meniu. Felul 2 iară, tocăniță de cartofi, orez, varză, chiveci. Da, la felul 2, da. La ciorbă nu, la felul 2, da. Nu știu, în alte penitenciare, dar la Deva, vă zic sincer, mâncarea este chiar bună. Pe partea asta altă, cum e viața în penitenciar? Nu pot să zic că este muncă fizică, dar psihic. Na, lucrăm cu deținuți până la urmă și nu e chiar ușor. Adică nu suntem înțeleși tot timpul de către ei. Noi le cerem anumite chestii pe care ele consideră ieșite din comun sau nu vor să... Nu știu, de exemplu, curățenia în camere sau să nu se înjure între ei sau mai știu eu diferite chestii. Să nu se bată. Să nu se bată, da. Da, aveți brigadă din aia, echipă din aia, în caz că iese vreo revoltă, ceva, da. În orice penitenciar există oameni pregătiți, dar și eu, de exemplu, dacă, de fapt, orice coleg, dacă se întâmplă ceva, toată lumea intervine, deci toată lumea e acolo. Deținuții care gătesc, să pricep și ei să facă mâncare, adică cum sunt selectați, de unde vin, cum îi ia, adică... Sunt selectați nu doar cei care știu să gătească, sunt selectați, trec printr-o comisie de munci și sunt selectați cei care sunt cu minți, n-au avut abateri disciplinare. De când lucrezi acolo, ai avut vreodată bucătari? Care au venit să-i pășească vreo pedeapsă sau ce. Da. Și aveau diplomă și da. El, în momentul în care vine în blocul alimentar, îi spune noi ce are de făcut dacă nu se pricepe deloc. Adică nu știe să dea gust, adică le mai spuneți voi. Da. De exemplu, avem deținuți cu diabet, regim, hiposodat, fără sare și se respectă. Deci primesc mâncare fără sare sau știi? Însurat copii? Da, sunt însurat de 3 ani de zile. Soția este însărcinată, wow. A avut și două sarcini pierdute, adică prima sarcină pierdută, a doua sarcină a născut prematur. Anul trecut, a doua sarcină a soției a născut prematur și a murit după 3 zile. Wow! Nasol! Wow!
A făcut o infecție în spital. Am cerut un elicopter smurt pentru că se simțea rău fetița și au transferat-o la Timișoara după câteva ore de la naștere și după 3 zile, după ce a născut, a murit. Și acum e însărcinată din nou. Ați depășit cu greu momentul, presupun. A fost greu. Pentru ea primele zile cred că a fost așa un șoc, că nu... parcă nu realiza. După aia a fost răvășită o perioadă bună. Da, ne-am revenit. Eu zic că am fost puternici amândoi, ne-am susținut, am avut susținere și din partea prietenilor, a familiei. Doamne ajută de data asta. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.